Claudiu, mulțumesc. Au trecut aproape 3 săptămâni de când proiectul legii vaccinării a fost făcut public. Cu toate astea, încă sunt multe semne de întrebare legate de cum vor fi trași la răspundere cei care nu-și vaccinează copiii. Potrivit proiectului, părinții care refuză imunizarea copiilor vor putea fi acuzați de rele tratamente aplicate minorului. Codul penal arată că acest lucru ar duce la pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 7 ani. N-au fost însă lămurite care sunt etapele care trebuie parcurse înainte ca autoritățile să ia această măsură și mai ales în ce circumstanțe. Legea vaccinării presupune ca fiecare copil să fie monitorizat dacă este vaccinat sau nu. Dacă părintele se împotrivește legii și nu imunizează copilul, atunci adultul ar putea fi acuzat de rele tratamente aplicate minorului. Motivul pentru care părinții vor putea fi trași la răspundere dacă refuză să-și vaccineze copilul este că îi pun în pericol dezvoltarea fizică și intelectuală, consideră autoritățile. Părintele refuză vaccinarea copilului, trebuie să-și asume toate consecințele care decurg din acest refuz. Și eu cred că cea mai importantă consecință pe care ți-o asumi ca părinte în momentul în care refuzi vaccinarea este ca să ai un copil care se îmbolnăvește sau un copil care își poate pierde viața. Pentru refuzul lor, adulții vor plăti chiar cu închisoarea. Nu au fost clarificate încă situațiile în care să fie aplicată această măsură. Ministrul Sănătății e de părere că ar trebui închiși în cazul în care copilul lor moare pentru că nu a fost vaccinat sau dacă minorul îmbolnăvește un alt copil după ce a ajuns în colectivitate. Oricine omoară pe cineva trebuie să răspundă în fața legii. Și asta este punctul meu de vedere. Părintele va răspunde legal pentru decizie dacă decizia lui produce decesul copilului. Codul penal în momentul de față, în ipoteza în care s-ar ajunge la scenariul cel mai groaznic, respectiv minorul să moară, atunci chiar și în actuala reglementare a legislației noastre pe parte penală, s-ar putea atrage răspunderea penală a părintelui pentru rele tratamente aplicate minorului. Și avocații sunt de părere că dacă o simplă omiterea unui vaccin ar duce la un dosar penal pentru rele tratamente aplicate minorului, atunci infracțiunea ar fi neconstituțională. Dacă legiuitorul s-ar gândi la o variantă legislativă prin care, în ipoteza în care se alege varianta de nevaccinare a minorului și în cele din urmă se ajunge chiar la decesul sau, eu știu, răutățirea stării minorului și se poate face această legătură de cauzalitate, părintele trebuie atunci să poată fi tras la răspundere. Cât despre ce cred părinții despre această măsură, părerile sunt împărțite. Nu sunt de acord. Dacă părintele îi refuză, înseamnă că el își asumă responsabilitatea față de copilul lui. Este o măsură destul de dură, dar poate că ea va avea efect. Nu ar trebui să fie obligați, dar cred că este foarte bun acest vaccin care se face pentru tot felul de boli și protejează toți copiii. Mi se pare ok, adică odată ce copilul meu își face vaccinul și să zicem că este un par cu unul care nu-și face, da? Copilul meu poate să ia, nu știu, de exemplu, enterocolită. Ministrul Sănătății a anunțat că va organiza săptămâna viitoare o dezbatere publică pe această temă. Atunci ar urma să fie lămurite toate aspectele care țin de răspunderea părintelui în fața legii dacă refuză vaccinarea copiilor.